Ruud Jarab. Wow! Bun, mie mi-a plăcut foarte mult determinarea ei, hotărârea ei. Pe scenă părea foarte stăpână, ce este mult de lucrat, oricum. Știi foarte bine, așa, ca să cucerim toată scena asta, e destul de mare. Dar să știi că dacă ai acea hotărâre, poți să mergi foarte departe. Mulțumim, Will! Prințesică mică, ai fost mai topit oricum, ești extraordinară. Eu te iubesc, sunt fana ta. Mulțumim! Moni. Moni, am o problemă cea cu tine. Care... Mare, o mare problemă. Vino încoace, te rog. Oh. Am aici un decor foarte complicat. Vino mai aproape. Nu mai aproape. Treaba mea. Vino la mine. Vino, așa. La. Vino mai aproape. Mult mai aproape. Vedeți? Vezi, Monica? Mai, am uitat să vă spun ceva. Vezi, Monica? Zi, am uitat. Cheamam ambulanța. Nu. Speriat. Momentul ei de rap. A dat acolo, rap acolo, cu până, da. Deci, a fost foarte bun. Fata care a imitat-o este o prietenă de-a mea, că când te vede leșină. Deci ai fost minunată. Asta e de bine sau e de rău? Nu, Monica, e de bine. Da. Să-i răspundem. Da. Da. Monica a fost cu da. În sfârșit, apare o nouă generație care spune da, care e pozitivă, care e încântată de faptul că e pe scenă, care găsește bucurie în tot ceea ce îi se întâmplă. De așa ceva avem.